Un tragic accident de circulație a avut loc pe Bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, în zona trecerii de pietoni din zona cabinetelor medicale. Din primele cercetări se pare că conducătorul autoturismului implicat în accident circula din direcția centru către gară. A lovit un pieton care traversa strada în zona trecerii de pietoni. Din păcate s-a constatat decesul acesteia. Cercetările vor continua pentru stabilirea vinovăției, conducătorul auto fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Băuturi alcoolice nu a consumat, fiind testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost zero. Caz pe trotuar. Toată ziua am fost pe drum și toată ziua l-am văzut pe drum. Cunșar, repede așa? Toată ziua a circulat cu mult, mult, mult peste 100. Mi-am auzit din casă cum au venit pac și am zis în jur de ora 11-12 l-am văzut prima dată, mergeam sus. Luat-o în sus, eram în stație la Nazaret. Cu sprijinit de rost de la semafor, de la Perla, și-o trecut până la Nazaret, au avut cel puțin 100-120. O trecut în sus. Imediat mi-a durat 5 minute, o venit înapoi în jos. La fel. La fel cu aceeași viteză. Cine nu cunosc, nu știu cine, doar atâta că l-am văzut pe drum astăzi. Deci tot așa conduce, ca un nebun. Deci l-am văzut, vă spun, cel puțin de 5-6 ori. Astăzi, începând cu ora 11-12. Și între orele 11 și 12 l-am văzut prima dată. Deci eram în stație de taxi la Nazaret. Și s-a dus în sus, pe bulevard în sus, până unde nu știu, și-o coborât înapoi în jos cu aceeași viteză. Deci de la semafor, cu scrâșnit de roț, eu am zis, băiatul ăsta are normal sau nu-i normal? După clădirea asta cu cabinetele medicale, da? Deci toată lumea, vă rog să-i dați o hartă și după aceea... Lasă-te mai colo, mai colo, bine, stai acolo, te rog, bine. Nu pot să mă împing, nu 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 m